Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la episodul 3 din Ghidarea Îngerilor. Abia așteptam această duminică, ca de fiecare dată, să mă reîntâlnesc cu voi. În următorul filmuleț o să vă las să faceți alegerea pietrelor. Da? Avem piatra verde, avem piatra roșie și piatra albă. O să vă las să faceți alegerea acestor pietre, iar eu revin în curând cu informații. Bun, dragii mei, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele voastre și pentru toate comentariile voastre. Să știți că prezența voastră pe canalul meu înseamnă foarte, foarte mult și asta mă face să continui, da? Să vin de fiecare dată cu mesaje către voi. Hai să începem cu cei care au ales piatra verde, varianta cu numărul 1, să vedem care sunt mesajele pentru voi, dragii mei, în următoarea săptămână și de la ce înger vine. Bun, cei care ați ales piatra verde, turcoaz de fapt, este un turcoaz, mesajul îngerilor pentru voi este unul ce vizează, să spunem, problemele de zi cu zi, gândurile voastre. Mesajul vine de la Arhanghelul Rafael, care îți spune: renunță la griji. Iată, piatra verde, cartea verde, Arhanghelul Rafael, care într-adevăr are ca și corespondență culoarea turcoaz, culoarea verde. Renunță la griji, îți spune Arhanghelul Rafael. Nu te îngrijora, nu te frământa. Eu voi avea grijă de tine și voi avea grijă să nu-ți lipsească absolut nimic. Acesta este mesajul pe care tu l-ai primit, să știi, pentru următoarea săptămână. Este foarte posibil să te confrunți cu o problemă. Poate chiar și o problemă de sănătate, având în vedere că vorbim despre Arhanghelul Rafael, da? Poate te simți epuizat, poate te simți obosit, te simți puțin stresat. Există lucruri în viața ta care, bineînțeles, îți creează această stare. Simt aici o slăbiciune a organismului. Este foarte posibil să te îngrijorezi în ceea ce privește starea ta de sănătate. Însă Arhanghelul Rafael îți spune să renunți la aceste griji, da? Să nu te îngrijorezi, pentru că poate unii dintre voi vă îngrijorați inutil. Treci printr-o perioadă, să spunem, sensibilă în următoarea săptămână. Am senzația că unii dintre voi considerați că nu sunteți înțeleși de către ceilalți. Sau că mesajele pe care voi le spuneți sau ceea ce verbalizați, felul în care comunicați, sunteți înțeleși greșit. Ți se transmite de către îngerii Indigo faptul că ești înțeles de cine trebuie să fii înțeles. Clar, nu vei fi înțeles de toată lumea. Însă oamenii care te înțeleg, îi simți. Da? Îi simți. Unii dintre voi aici aveți darul vindecării. Poate sunteți copii ai Arhanghelului Rafael, da? Poate sunteți unii dintre voi chiar guvernați de Arhanghelul Rafael și dacă sunteți copii ai lui pe acest pământ, majoritatea copiilor lui Rafael au acest dar al vindecării, au acest dar al comunicării, vindecați prin vorbe, vindecați prin energia voastră, prin prezența voastră acolo. Sigur, aspectul ăsta poate aduce și evenimente neplăcute sau sentimente foarte apăsătoare pe umerii voștri, pentru că de regulă sunteți copii care luați foarte mult asupra voastră problemele celorlalți și atunci aveți senzația că pe voi nimeni nu vă înțelege, nimeni nu vă întreabă dacă sunteți bine, dacă aveți ceea ce vă trebuie, dacă totul este în regulă. În schimb, voi ascultați tot timpul pe ceilalți. O perioadă de ușoară oboseală, aș spune eu, poate ar fi cazul să îți faci niște
controle medicale sau pur și simplu să-ți iei o pauză, să te odihnești, să te relaxezi, să te regăsești tu pe tine, da? Este foarte important, pentru că am senzația că foarte multe energii exterioare și lucruri care de fapt nu ți aparțin ție, tu le duci în cârcă. Următorul mesaj pentru tine vine de la îngerul Opal, care îți spune așa: copiii tăi de pe pământ și din ceruri sunt fericiți și sunt îngrijiți de Dumnezeu și de îngeri. Wow! Un mesaj superb! Un mesaj superb pentru tine. Iată, mesajul îngerului Opal, care te asigură că acei copii sau acel copil pe care tu nu l-ai avut sau n-ai putut să-l ai, poate sunt persoane printre voi care au trecut prin această situație, sunt îngrijiți de către îngeri și de către Dumnezeu. Lucruri care pe tine te frământă, simt aici unele persoane care se gândesc la trecutul lor, se gândesc la o anumită experiență din viața lor și vă este foarte greu să verbalizați experiența aceea. Poate ați fost la psiholog sau la psihoterapeut, poate ați trecut printr-o întrerupere de sarcină unele dintre voi acum ceva ani de zile, da? Și parcă acum revine experiența aceea, parcă o retrăiți, poate unele dintre voi o regretați, vă gândiți foarte mult poate la acel eveniment, fie că, repet, a fost vorba despre o întrerupere de sarcină sau a fost vorba despre pierderea unui copil, da? Ai nevoie să te vindeci aici, da? În zona aceasta ai nevoie să te vindeci și da, într-adevăr, consider că dacă vorbești cu cineva despre experiența asta, nu vei fi înțeles sau înțeles. Nu este nimeni atât de atent la nevoile tale, la trauma ta. Poate ați încercat să tratați trauma aceasta, însă fără succes. E așa o energie, să spunem, care iese la suprafață din când în când, iese câteodată la suprafață și lucrul ăsta te duce într-un con de umbră. Hai să vedem care sunt și mesajele sau mesajul ghidului tău spiritual. Mesajul acesta, ești înțeles, pe care ți-l oferă îngerii Indigo, îl simt foarte mult ca făcând parte dintr-o altă lume. Este ca și cum nu te aștepta să fii înțeles sau înțeleasă de oameni în ceea ce privește viața ta, felul în care tu simți sau ceea ce tu ești. Însă ești înțeles de cine trebuie. Asta înseamnă că Dumnezeu te înțelege foarte bine, îngerii te înțeleg foarte bine. Mulți dintre voi, așa cum spuneam, faceți parte dintr-o familie spirituală mai mult, care nu se află aici printre noi. Este într-o altă lume, este într-o altă galaxie, este într-un univers paralel. Este familia ta spirituală, este tribul tău care te înțelege, da? Bun. Mesajul ghidului tău spiritual îți spune faptul că like attracts like, adică modul tău de gândire va atrage în realitatea ta acele vibrații, da? Acele energii. Dacă gândurile tale sunt bune și experiențele ce vor urma în următoarea perioadă vor fi bune. Așa că te-aș ruga să ai grijă la gândurile tale, la ceea ce gândești. Și nu este imperios necesar să fii plăcut sau plăcută pentru toată lumea, da? Pentru că simt aici o dezamăgire legată de zona aceasta, a faptului că simțindu-te neînțeles, cumva și tu
capeți această neîncredere în tine sau această criză de identitate, să-i spunem, da? Like attracts like. Dacă gândurile tale despre tine vor fi bune, este un prim pas, să știi, în ieșirea din această situație, din această energie. Pe de cealaltă parte, să știi că câteodată avem nevoie să ne retragem, câteodată avem nevoie să suferim, da? Nu este nimic rău în asta, nu este nimic rușinos în asta. Avem nevoie să stăm noi cu noi, să ne eliberăm, să ne trăim efectiv trauma respectivă, experiența respectivă, fără ca nimeni să știe despre lucrul acesta. Bun, îți voi mai extrage un card, hai să vedem. Un alt mesaj important pentru tine în următoarea săptămână, da? Este foarte posibil să iei legătura cu cineva în următoarea săptămână din ce simt aici și într-adevăr persoana respectivă să te înțeleagă prin ceea ce treci. Ai aici un unicorn. Vezi exact ceea ce eu îți spuneam mai devreme, faptul că ești înțeles sau înțeleasă, dar nu de oameni, ești înțeles de alte entități. Da? Lumea ta nu este de aici, este din altă dimensiune. Următoarea carte în poziția ta, avem aici Sword of Light, este, să spunem, echivalentul asului de spade din tarotul clasic și avem Divine Protection, Cords Cut, Breakthrough Energy, deci taie aceste cordoane energetice care te leagă poate de niște persoane toxice, de niște persoane malefice, de niște persoane care sunt invidioase pe tine, care nu te plac. Încearcă să faci tu treaba asta, da? Încearcă să tai aceste cordoane energetice. Invocă-l pe Arhanghelul Rafael, chiar și pe Arhanghelul Mihail, simt să-ți spun să-l invoci și să vizualizezi cum el vine și efectiv tai în jurul tău cu o sabie foarte, foarte puternică tot ceea ce este necesar să taie, da? Acele stringuri energetice care încă te țin acolo în trecut și vindecă rana aceea legată ori de întreruperea de sarcină, ori de pierderea unui copil, ori de faptul că poate ai un copil cu probleme de sănătate, da? Protecție divină, iată, și vei trece peste această energie, să spunem, apăsătoare. Dumnezeu te ocrotește, Dumnezeu te protejează. Dacă ne uităm mai bine în cartea aceasta, cred că avem și o simbolizare a Duhului Sfânt. O să treci de starea aceasta. Este un moment mai sensibil pentru tine și foarte mulți în etalarea asta știu că nu v-ați regăsit în lumea asta încă de când erați mici, încă de când erați copii. V-ați tot întrebat așa în mintea voastră, oare ce caut eu pe aici? Care este misiunea mea? Ce caut eu printre muritori? Da? Este foarte posibil chestia asta să vi se fi întâmplat. Pentru că sunteți copii care vin din alte universuri. Poate sunteți copii indigo, unii dintre voi, iar ceilalți, așa cum spun, sunteți copii ai Arhanghelului Rafael. Dacă nu știți nimic despre Arhanghelul Rafael, vă invit să citiți, da? Există materiale suficiente despre Arhanghelul Rafael. Bun. Este un înger al vindecării, în principiu, și al compasiunii. Este un înger care poate fi invocat în probleme de dragoste, da, probleme sentimentale, emoționale, chiar sexuale, de orientare sexuală, tot felul de probleme din acestea foarte, foarte delicate, da, pentru că ne învață să acceptăm suferința, pentru că suferința este a noastră, să știți, nu numai viața este a noastră, și suferința este a noastră și este personalizată. Un sfat pentru următoarea săptămână al cărților de tarot. Vreau să mă uit să văd ce este la baza pachetului. Da, regele de cupe. Ok.
Bun, la baza pachetului este Regele de Cupe, iată, și dacă mă uit și la celelalte cărți, îți pot spune faptul că o colaborare cu acest Rege de Cupe tinde în următoarea săptămână să te dezamăgească. Acest om este căsătorit, da? Este foarte posibil ca și relația cu persoana asta să îți fi dat foarte multe bătăi de cap, pentru că simt aici că te-a lăsat singur sau singură. Este ca o colaborare profesională, dar care a implicat la un moment dat și o aventură sau o relație sexuală între voi. Bărbatul ăsta ți-a spus niște lucruri foarte frumoase în care tu ai crezut, dar următoarea săptămână simt că te dezamăgește. Da? Sau poate deja a făcut-o. Iată, avem un 5 de cupe și 3 de monede. Acel plan, acel vis pe care tu ți l-ai creat în mintea ta cu omul acesta, tinde să se destrame. Ceva nu ți se mai pare atât de solid în toată relația asta. Dacă nu există situația aceasta în viața ta, înseamnă că cu cinciul acesta de cupe vorbim poate despre un business sau despre o idee la care tu ai lucrat din punct de vedere profesional și nu ți-a ieșit și ești foarte trist, ești foarte melancolic, da? Pe de altă parte, putem să privim 5 de cupe ca fiind o carte a trecutului tău apropiat. Asta înseamnă că încă te gândești la o persoană pe care tu ai admirat-o și ai iubit-o și ai apreciat-o, cu care ai vrut să construiești ceva frumos, însă nu a fost posibil. Și săptămâna următoare revine în amintirea ta. Asta dacă nu te gândești în fiecare zi la persoana asta, da? Este o dezamăgire aici. Ai nevoie de vindecare, să știi. Deci toată citirea ta, toată energia ta vorbește despre pansarea unor răni mai vechi, despre vindecarea ta, despre acceptarea acelui eveniment traumatic care a existat în viața ta, da? Și să înțelegi că Dumnezeu te iubește și că dacă nu ești înțeles sau înțeleasă de cei din jurul tău, nu înseamnă că nu ești înțeles sau înțeleasă de către Dumnezeu, de către îngeri, de către familia ta ancestrală. Da? O săptămână a vindecării, o săptămână în care multe lucruri ies la suprafață, multe sentimente contradictorii, dar eu sunt sigur că tu vei trece peste această energie, nu uita că este trecător. Acestea au fost mesajele mele pentru voi, dragii mei. Dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați un like și un share. Pe mine mă ajută foarte mult. Noi mergem mai departe la cei care au ales piatra roșie. Bun, varianta cu numărul 2, așa cum vă spuneam, piatra roșie, carneolul. Aceasta este piatra pe care voi ați ales-o, dragii mei. Hai să vedem care sunt mesajele îngerilor, ce vă așteaptă pe voi, ce vor îngerii ca voi să cunoașteți. Mesajul tău vine de la Arhanghelul Ariel, care îți spune: conectează-te cu natura. Poate următoarea săptămână ai plănuit o vacanță sau poate pleci vineri, sâmbătă, pleci undeva, te duci într-o mică excursie, vrei să explorezi, vrei să te relaxezi, vrei să te detașezi. Da? Este foarte importantă pentru tine conexiunea cu natura în următoarea perioadă. Simt să spun că vii după o perioadă destul de plină din punct de vedere profesional. Ai multe lucruri pe cap, așa simt, ai foarte multe lucruri pe cap, ai și niște lucruri pe care dorești să le creezi, poate să fie vorba chiar și despre un business al tău propriu sau despre a aduce un nou proiect în businessul acesta pe care tu îl ai și necesită multă atenție din partea ta, multă meticulozitate și cred că pe cealaltă parte cauți și resurse financiare. Mesajul îngerilor indigo, iată, vise, proiecte,
lucruri care, unele dintre ele, da, au șanse destul de mari să se concretizeze, altele s-ar putea să rămână doar la stadiul acesta de vise. Poate ai trecut acum, în ultima săptămână, printr-o stare mai ciudată, poate ai avut anumite vise premonitorii, poate ai primit niște mesaje pe care nu știi să le decodifici în visele tale, însă te simți în același timp foarte inspirat în ultima săptămână. Vei avea inspirația necesară, ți se oferă ideile, iată, Dumnezeu îți transmite niște mesaje și este foarte posibil, foarte, foarte posibil ca până la sfârșitul anului tu într-adevăr să avansezi foarte mult pe zona aceasta creativă, pe zona profesională. Foarte frumos! Următorul mesaj al îngerilor vine de la Chantal, care este un înger al iubirii, după cum bine știți unii dintre voi, și mesajul este acesta, o să te rog să fii foarte atent. O nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Iată un mesaj cât se poate de emoționant și de frumos. Poate trăiești deja această frumoasă iubire. Simt să spun că unii dintre voi chiar sunteți alături de sufletul vostru pereche. În schimb, cei care nu cred sau n-au crezut până în momentul de față că mai pot întâlni pe cineva, desigur, poate să vină persoana aceea. Cred că în următoarea săptămână te vei întâlni cu persoana aceea. Nu uitați că mesajul este general, da? Nu este valabil pentru toată lumea. În același timp, simt că unii dintre voi sunteți foarte, foarte îndrăgostiți de o persoană cu care visați să fiți împreună, da? Deci aveți aceste sentimente foarte, foarte puternice, aceste impulsuri foarte puternice. Cine știe, poate chiar mergeți cu persoana aceasta într-o scurtă călătorie, poate vă oferiți așa o zi, două de relaxare, dar simt că sunteți foarte, foarte atrași de persoana asta. Este ca și cum a prins ceva acolo în sufletul vostru și poate vă e teamă să verbalizați, poate vă este teamă să-i spuneți ceea ce simțiți. Fii gata să dăruiești și să primești iubire, da? Încearcă, de ce nu? Hai să vedem și un mesaj al ghidului tău spiritual. Iată că deja a căzut mesajul pentru tine. Ghidul tău spiritual îți transmite următorul mesaj. Lead by example. Conduce prin a fi un exemplu. Iată. Aici simt că ghidul tău spiritual îți transmite să ai foarte mult curaj în proiectul ăsta. Să ieși la suprafață. Ți-a căzut foarte mult culoarea portocaliu. Observi? Portocaliu întotdeauna vorbește nu numai despre curaj și despre inițiativă, însă vorbește și despre creativitate. Vei fi un exemplu de urmat. Nu abandona lucrul ăsta, nu abandona situația aceasta. Dacă, de exemplu, în săptămâna trecută sau în săptămânile trecute ai avut parte de o schimbare profesională și ai trăit cu teama că nu te descurci, iată că ghidul tău spiritual îți spune încearcă să mergi spre această energie de conducător. Încearcă să-ți aduci aportul, să-ți aduci creativitatea, inițiativa acolo în jobul pe care tu îl ai sau în businessul pe care tu îl ai, da? Este ceva nou aici, este ceva nou pentru tine și ai nevoie într-adevăr și de un exemplu în jurul tău pe care eu cred că îl ai cu siguranță pe undeva pe acolo, dar încearcă tu să fii un exemplu pentru ceilalți prin
consecvența ta, prin dăruirea ta, prin implicarea ta, fie că lucrezi singur sau într-o echipă. Un mesaj foarte, foarte la obiect să știi pentru tine. Fii un exemplu pentru ceilalți, un exemplu de curaj, de lider, de conducător. Este și o chestiune de încredere în tine aici, să știi, pentru că fiind în starea aceasta de iubire, îndrăgostire, este foarte posibil să fi devenit puțin mai moale. Bun, celălalt mesaj pentru tine, avem aici Akashic Stargate, poarta akashică, iată, alinează-te cu scopul tău, vorbim despre o intersecție prin care tu treci și faptul că nu există cale greșită. Iată, sunt trei mesaje pentru tine în această carte. Avem portalul akashic, avem poarta akashică. Tu te afli în momentul de față, într-adevăr, la o intersecție, dar nu te afli de acum. Te afli de ceva timp, să spunem, și este foarte posibil să te fi gândit, băi, oare ăsta este drumul meu? Oare către asta trebuie să merg? Oare asta trebuie să fac? Dar cum să fac? Ce să fac? Da? Și cred că v-ați gândit poate că nu urmați drumul corect. Iată că este o confirmare a faptului că ceea ce faci în momentul de față este foarte bine făcut. Cartea vine iarăși ca o confirmare și îți spune faptul că nu există drum greșit. Cel mult poate îți poți întârzia drumul, da? Pentru că o iei așa puțin pe arătură. Dar la un moment dat tot acolo ajungi, da? Deci nu există un drum greșit și chiar dacă, să spunem, mai greși cumva drumul acesta, este doar vorba despre experiență, deci înseamnă că acolo te ajută cu ceva, da? Când de aceea, de cele mai multe ori, noi o luăm pe ocolite, nu avem un drum drept pe care mergem, pentru că niciunul dintre noi nu suntem vreodată siguri dacă drumul acela este al nostru sau nu. Și o mai luăm așa și pe ocolite, mai avem și niște intersecții, ne mai întoarcem, iarăși revenim, da? Cam așa ceva se întâmplă cu tine, să știi, în următoarea săptămână. Deci nu există un drum greșit pentru tine. În altă ordine de idei, cred că această intersecție te va ajuta foarte mult să vezi totuși lucrurile altfel, te va ajuta foarte mult ca experiență și nu uita că ai nevoie să fii alineat cu scopul tău. Pentru unii dintre voi vorbim despre cunoaștere, despre domeniul cunoașterii, despre psihologie, despre psihoterapie, despre astrologie, numerologie, de ce nu, poate sunteți inițiați în Reiki, așa simt din energia cărților de acum, dar este normal să vină un moment în care să te îndoiești de ceea ce tu faci. Nu drumul este neapărat greșit, să știi, ci poate decizia ta la un moment dat. Gândește-te ce urmezi în momentul de față. Îți face bine lucrul acela? Te reprezintă? Te regăsești sau renunți la el? Da? Asta este mesajul pentru tine. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem. Îți voi extrage și două cărți clarificatoare din Angel's Tarot ca și sfat pentru următoarea săptămână. Wow, roata destinului! Wow, wow! Frumos! Wow! Bun, la baza pachetului, iată, avem aici regele de spade, mentorul. Foarte frumos! O personalitate intuitivă, inteligentă, rațională, poate prea rațională, da? Poate semnifica un bărbat din zodia Vărsător, gemeni, balanță, poate ai legătură cu acest bărbat, da? Poate dorești să-l lași în urmă sau poate încă visezi la el, însă trebuie să-ți spun faptul că
roata destinului se întoarce aici la tine. Este minunat. Este minunat ce ți se întâmplă ție aici. Deci ți-au căzut două arcane majore, așa că nu pot să îți spun faptul că schimbarea aceasta va veni următoarea săptămână, în niciun caz. La tine este o schimbare foarte, foarte mare, este un noroc ce pe tine te așteaptă și clar vine pe un termen foarte lung. Avem stabilitate aici, avem autoritate, avem noroc, așa cum îți spuneam, pentru că roata destinului reprezintă planeta Jupiter. Poate unii dintre voi, sincer vă spun, cred că unii dintre voi chiar o să vă schimbați și locația anul ăsta. Va exista o mutare, să știi, deci ori te muți cu persoana iubită, cu omul acesta de care tu ești îndrăgostit sau îndrăgostită și o să trăiți împreună, da? În același timp îți urmezi zona de cunoaștere și zona aceasta spirituală. Se schimbă foarte multe lucruri la tine, să știi, anul ăsta. Deci tot ce ține de stabilitatea ta, da? Faptul că poate îți vei cumpăra o casă sau un loc al tău. De asemenea, cred că te vei pune la punct foarte mult cu lucrurile legale. Deci va trebui să faci în așa fel încât să închizi probabil niște situații legale odată pentru totdeauna sau să le clarifici. Însă roata destinului clar anunță pentru tine o mutare, chiar mutarea într-o altă țară, dacă există această posibilitate. Și noroc. Norocul este al tău, să știi. Nimeni nu ți-l poate lua, asta este clar, reiese din cărțile tale, da? Cred că vei fi foarte bine și nu numai în următoarea săptămână, chiar te îndemn să trăiești ceea ce vine spre tine, trăiește cu toată deschiderea. Dacă ești o persoană visătoare, rămâi o persoană visătoare, pentru că nu este nimic greșit în asta. Eu cred că felul tău de a fi te-a ajutat foarte mult să treci peste niște experiențe de viață mai dureroase. Însă, să spunem că în următoarea săptămână va fi o săptămână în care nu numai că te vei conecta cu natura, dar te simți în același timp foarte gânditor sau gânditoare în ceea ce privește această schimbare majoră din viața ta. Pentru că sunteți mulți care vă gândiți deja să faceți această mutare, da? Repet, poate să fie și într-o altă țară străină. Mesaje foarte frumoase pentru voi, dragii mei, în următoarea săptămână. Acestea sunt mesajele mele pentru voi. Dacă v-au plăcut, aștept să-mi scrieți, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii. De asemenea, un like și un share pe mine mă ajută foarte mult. Noi mergem mai departe la cei care au ales piatra albă. Bun, piatra lunii ați ales-o voi, dragii mei, iată, este minunată piatra asta, minunată. Și hai să vedem care sunt mesajele îngerilor pentru voi, cu ce îngeri sunteți voi conectați în următoarea perioadă. Avem Arhanghelul Sandalfon. Mesajul Arhanghelului Sandalfon pentru tine este acesta: rugăciunile tale au fost auzite. Aici avem o dorință. Tu ți-ai pus o dorință cândva. O dorință și ai o trăire foarte, foarte intensă, simt. Mai ales legată de zona iubirii. I-ai cerut ceva lui Dumnezeu. I-ai cerut ceva și iată că Sandalfon îți confirmă faptul că rugăciunea ta a ajuns acolo unde trebuie. Bun, următoarea carte în poziția ta și mesajul îngerilor Indigo totodată pentru tine: ești special. Iată. Foarte frumos.
ești special și vei avea parte de momente speciale în următoarea perioadă, să știi. Simt aici să spun că ai fost ales. De ce mi-a fi venit mesajul ăsta? Simt că ai fost ales pentru ceva. Ai fost ales pentru ceva. Simt că te-ai zbătut la un moment dat într-o relație foarte dificilă, a fost așa cu suișuri și cu coborâșuri, o relație care a făcut din tine să nu mai vezi de fapt cât ești de special. O durere simt aici, o dezamăgire. Vezi, de aceea îți spun că tu la un moment dat ai avut o dorință legată de zona iubirii și dorești să te simți special. De fapt, dorești ca persoana de lângă tine să te facă să te simți bine și să te simți special sau special. Superb! Următorul mesaj pentru tine vine de la Grace și Antoinette. Pentru a putea vindeca această situație, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt. Deci, observi, aici a mai existat o persoană. A mai existat o persoană și eu cred că te străduiești în momentul de față să ierți persoana aceea. Să ierți, dar în același timp îți dorești și să te detașezi de persoana aceea definitiv. Grace și Antoinette îți spun că pentru a putea vindeca cu totul această situație, ai nevoie să privești și perspectiva lui sau perspectiva ei. De regulă, lucrurile care țin de comportamentul nostru nu se schimbă niciodată, cel mult ne putem modela în anumite aspecte ale vieții, însă nu înseamnă că ne schimbăm noi înăuntru nostru. Este, chiar dacă persoana respectivă a greșit, încearcă să înțelegi comportamentul. Încearcă să-l privești sau să o privești cu compasiune, este modalitatea cea mai bună pentru tine, pentru că, repet, în viața ta, dacă nu a intrat deja o persoană nouă, urmează să intre o persoană în viața ta care te va face să te simți într-adevăr special sau special. Foarte frumos! Dorința asta pentru tine a fost foarte puternică, deci ți-ai dorit-o foarte, foarte mult. Simt că ai stat așa, ai zăbovit în relația aceea destul de mult, ai ruginit, așa îmi vine să-ți spun. Și mai mult decât atât, te adusese într-o stare în care nu prea te mai recunoșteai. Poate făceai lucruri pe care nu neapărat le simțeai. Și aici vorbim despre compromisuri de tot felul, da? Însă iată că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Bun, hai să vedem care este mesajul din partea ghidului tău spiritual. Da. Ghidul tău spiritual te îndeamnă, te sfătuiește ca în următoarea săptămână să mulțumești pentru ceea ce ai, pentru ceea ce Dumnezeu a permis să intre în viața ta, chiar și pentru această persoană deosebită pe care tu o ai în viața ta în momentul de față. Da? Have an attitude of gratitude. Ar trebui să ai o atitudine de recunoștință față de tot ceea ce a intrat în viața ta în ultima perioadă și aici mă refer la ultimele 6-8 săptămâni maxim. Acesta este mesajul care mi-a venit pentru tine. Ai nevoie să mulțumești. Simte-te bine. Fii recunoscător pentru lucrurile care ți s-au întâmplat și pentru persoana care a intrat în viața ta, pentru că este o persoană specială ca și tine, este o persoană alături de care vei crește și care va reuși odată cu tine să vindeci situația din trecut, da? Acea relație prin care tu ai trecut și iată că în sfârșit ai deschis ochii și ai văzut cam despre ce este vorba. Foarte frumos, minunat! Recunoștință pentru tine în următoarea săptămână. Recunoștință pentru faptul că rugăciunile tale au fost ascultate, au fost auzite. Este foarte important să-i mulțumim lui Dumnezeu atunci când într-adevăr ni se îndeplinește o dorință.
vă simt persoane, da, speciale, vă simt persoane sensibile, vă simt persoane care ați suferit foarte mult în dragoste, dar cred că pentru mulți dintre voi perioada aceea s-a terminat. Îmbrățișează-ți sensibilitatea, unicitate, trăiește conform legilor divine. Iată, este o conexiune foarte importantă aici cu cineva din zodia Rac, Vărsător. Rac și Vărsător simt. Și Scorpion. Bun. Deci avem aici aprecierea unicității. Poate ai găsit această persoană care ți-e chiar ți se pare unică pe pământul ăsta. De asemenea, poți fi tu în această energie. Da? Vorbim despre unicitate, vorbim despre dorința personală care ți s-a îndeplinit, despre îmbrățișarea sensibilității tale, a laturii tale sensibile, indiferent că ești bărbat sau femeie, nu contează. Da? Următoarea săptămână vei înțelege în mod complet, dacă mă pot referi așa, că relația în care tu te afli este o relație ce te ajută foarte mult să trăiești după anumite legi divine. Există o puritate aici, atât la tine cât și la persoana cu care tu trăiești. Există o curățenie, este ca o detoxifiere din punctul meu de vedere. Foarte frumos, este o energie extraordinar de frumoasă, da? Poți fi, repet, Scorpion, Vărsător sau Rac, sau poate partenerul sau partenera este în această zodie sau poate are luna în una din aceste zodii. Cert este că trebuie să fii recunoscător, pentru că eu chiar simt aici la tine noroc. Da? Dacă nu ți se întâmplă lucrul ăsta acum în prezent, dacă nu trăiești situația asta acum în prezent, este foarte posibil pentru unii dintre voi să vorbim despre viitorul apropiat. Da? Deci este un mesaj foarte, foarte clar de curățare a tot ceea ce a fost toxic în viața ta, de reechilibrarea emoțională, de frecvența gândurilor tale și persoana asta te ajută foarte mult să depășești toată perioada aceea în care, așa cum îți spuneam, mie mi se pare că ai ruginit. Îți voi extrage și două mesaje clarificatoare din Angel's Tarot. Hai să vedem. Pentru cei care au ales piatra lunii, uite că primul mesaj a căzut. 7 de monede. Ok. Și 10 de cupe. Superb, foarte frumos, iată. Și la baza pachetului, o să citesc și energia de la baza pachetului, avem un 9 de monede. Mulțumire sufletească, libertate. Dragoste, ești foarte mulțumit sau mulțumită de ceea ce a intrat în viața ta. Chiar te minunezi, chiar te miri de toată situația asta. 9 de monede, să știi că arată și din punct de vedere profesional, liberul profesionist, antreprenorul, omul care se descurcă singur, un bărbat sau o femeie care deține niște abilități de conducere, da? 9 de monede este o carte a libertății profesionale, în primul rând. Ți se oferă această ocazie de a face ce simți tu, pentru că norocul banilor oricum nu ți-l poate lua nimeni, este al tău, să știi, este garantat în următoarea perioadă. Vorbim despre înțelepciune, vorbim poate despre faptul că în următoarea săptămână te gândești să îți faci o asigurare de viață, o pensie privată sau să-ți asiguri mașina sau casa, da? E vorba despre siguranța ta financiară, însă vorbim și despre o stare sufletească foarte, foarte bună. Apoi avem un 7 de monede și 10 de cupe, iată, răbdarea ta a dat roade, să știi. Iar omul acesta care a intrat în viața ta ți-a adus tot ceea ce tu ai sperat, mai mult decât atât îți îndeplinește și îți împlinește toate nevoile tale emoționale. Și asta pentru că ai știut să aștepți.
Pentru că ai fost o persoană răbdătoare, pentru că ai fost o persoană care a crezut foarte mult în iubirea asta, ai crezut foarte mult în sentimente, să spunem, curate. Și uite că Dumnezeu ți-a răsplătit foarte, foarte frumos această răbdare a ta. 10 de cupe, să știi că este o carte a familiei, este o carte a iubirii împărtășite din toate punctele de vedere, este o energie foarte stabilă, este o carte a sănătății emoționale și în unele cazuri, bineînțeles, că poate arăta dorința voastră de a vă căuta un loc pentru voi. Asta înseamnă o casă, înseamnă mutarea poate într-un alt spațiu, înseamnă crearea de planuri care să vă dezvolte pe amândoi. O energie superbă, o energie superbă. Ce să zic, îți doresc tot succesul din lume și fie ca această relație dintre tine și persoana aceea să fie una binecuvântată. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi în această duminică. Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii. De asemenea, nu uitați că ne întâlnim în online. Dacă vreți să vedeți și să fiți la curent cu tot ceea ce eu postez, puteți să mă urmăriți pe Facebook, Amos Tarot, pe pagina mea de Instagram, Amos The Wizard, și pentru cei care doresc să afle mai multe detalii despre mine și despre activitatea mea, puteți să accesați site-ul oficial amostarot.ro. Până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune, vă doresc o duminică frumoasă în continuare și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.